Proiectul denumit Diferiți, dar egali continuă la școala specială din Caransebe și aici a fost organizat un seminar ocazionat de un triplu eveniment și anume Ziua Europeană de Protest împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități, aniversarea a 5 ani de Twinning și anume Comunitatea Școlilor din Europa și Ziua Europei, marcată prin activitățile derulate în cadrul Spring Day 2010. Cu același prilej a fost vernisată și o expoziție de pictură unde au fost prezentate creațiile realizate de elevi pe parcursul proiectului. Proiectul se desfășoară sub coordonarea unui grup de cadre didactice de la Școala Specială din Caransebeș, cu sprijinul unor instituții precum Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Caraseverin, Primăria Municipiului Caransebeș, Casa Corpului Didactic, Episcopia Caransebeșului, Seminarul Teologic Ioan Popasu, Liceul Teoretic Traian Toda și Asociația Femeilor Ortodoxe. De adăugat și faptul că ediția întâi a proiectului internațional Diferiți, dar egal se derulează sub egida 2010, anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale în cadrul Seminarului Didactica Internațional din Caraseverin, seminar care propune tema impuls de la școala inclusivă la comunitatea inclusivă și coeziunea socială. În finalul manifestării, elevii școlii speciale au cântat tradiționalul la mulți ani și au primit o felie de tort și un pahar de băutură răcoritoare. Următoarea etapă a acestui proiect programează pe 28 mai simpozionul internațional Rolul creativității și inovării didactice în combaterea excluziunii sociale. La proiectul Diferiți, dar egal mai participă și parteneri din alte 10 țări europene.